Să se reprezintă în virgulă mobilă simplă precizie următorul număr, n egal cu 91,05. Păi vom începe prin a reprezenta în binar partea fracțională și partea întreagă. Pentru partea întreagă împărțim cu 2 până când câtul ne dă 0. Numărul 91. Dat în binar. Va fi 0101. Iar pentru partea fracțională luăm 0,05 și înmulțim cu 2. Și observăm că avem perioada de aici, dar 0,05 transformat în binar va fi 0, perioada 0011. Deci ne rezultă că 91,05 reprezentat în binar va fi 1011. Mai departe vom muta virgula după primul 1 și vom avea 6 cu 2 la puterea 6 am mutat virgula 6 poziții. În continuare vom reprezenta în virgulă mobilă, virgulă mobilă simplă precizie numărul. Astfel, primul bit îl vom reprezenta pe 32 de biți. Primul bit va fi bitul de semn. Următorii 8, caracteristica, care e egal cu e plus kappa, și mantisa. Caracteristica este egal cu E cu 6 plus 127, care este egal cu 133. Acest număr poți la baza 2.
33. Bine, ar va fi 1-0. Și locuim 0, deoarece bitul de semn este pozitiv, numărul este pozitiv. Caracteristica pe obiți. Adică aceasta. Următorii 23 de biți vom scrie numărul acesta. Aceasta a fost reprezentarea în virgulă mobilă simplă precizie a numărului 91,05.